Spuneți-ne, vă rog, ce eveniment are loc azi? Este o expoziție de fotografie. Este o expoziție de fotografie personală, este a treia expoziție a mea din acest an. Expoziția se numește Oameni și locuri și cuprinde 45 de lucrări. Expoziția nu are o temă specifică, este mai mult o retrospectivă a ultimilor 2 ani de activitate în cadrul Fotoclubului Banatul Montan și în cadrul Asociației Artiștilor Fotografi din România. Văd că aveți imagini diferite, foarte colorate. Le-a surprins în ce locații? Majoritatea sunt în județul Caraș-Severin, câteva în Hunedoara și la diverse portretele sunt la diverse evenimente din oraș. Eu nu pot decât să vă mulțumesc și să vă urez succes mai departe și la 4-a expoziție. Mulțumesc! Spuneți-ne, vă rog, cum mi se pare această expoziție? Petrică Dalea, a treia expoziție personală din acest an, Oameni și locuri, după recenta expoziție vernisată la Biblioteca Germană, Oameni și măști. Iată că omul este în planul preocupărilor fotografului, artistului fotograf Petrică Dalea, membru al Asociației Fotografilor din Banat, membru al Uniunii Artiștilor Fotografi din România și după cum puteți vedea aici pe simeza sălii de expoziție Orațiu Vornica de la Casa de Cultură a sindicatelor din Reșița, portretele au prins viața, au rămas vii în obiectivul lui Petrică Dalea și este o invitație pentru weekend, de ce nu pentru acest sfârșit de săptămână călduros, îl sperăm noi în Banatul de Munte. Eu nu pot decât să vă mulțumesc. Să trăiești.